Bună ziua, dragi iubitori ai cărților Herald! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Ellen Watts și Înțelepciunea Nesiguranței, o campanie pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald, intrând pe site-ul editurii www.editura-herald.ro. Toate cărțile din seria de autor Ellen Watts le găsiți cu o reducere substanțială. De asemenea, nu uitați, așa cum v-am spus și în intervențiile anterioare, lăsând un gând, un comentariu, o întrebare la toate aceste înregistrări despre opera și personalitatea marelui gânditor britanic Ellen Watts. Cel mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte din această serie de autori, cu o carte la alegere. De asemenea, nu uitați și despre concursul pe care îl puteți găsi pe pagina oficială, pagina de Facebook a editurii Herald, toate acestea având legătură, bineînțeles, cu cărțile lui Ellen Watts. Astăzi, alături de noi, îl avem pe Marian Stan, traducător, cel care a tradus multe cărți din opera lui Ellen Watts și sperăm să-l avem aproape alături de noi și pentru următoarele cărți care ar întregi cumva, ar completa opera acestui mare gânditor britanic. Cel care a adus, să spunem, în lumea occidentală, în Europa și în Statele Unite ale Americii, gândirea budismului zen, gândirea sau sistemul filozofic de gândire oriental. Bineînțeles că Ellen Watts, prin opera și personalitatea sa și de altfel și prin viața pe care a dus-o, a stârnit unele controverse. Astăzi vorbim despre o carte care pe mine m-a marcat mult și mi-a plăcut deopotrivă. Este vorba despre Duh și Contemplație și am să vi-o arăt și la cameră. Ellen Watts, Duh și Contemplație, publicată în seria de autor Ellen Watts. Carte tradusă, așa cum spuneam puțin mai devreme, de invitatul nostru Marian Stan. Ce ne poți spune, Marian, despre personalitatea lui Ellen Watts? Pentru că este într-adevăr, a fost o personalitate remarcabilă, a fost o personalitate fascinantă și aici el vorbește într-adevăr despre creștinism, mai ales dacă stăm cumva și sondăm un pic și partea biografică a lui Ellen Watts, faptul că bunicul său a fost pastor anglican, el de asemenea în Statele Unite ale Americii o scurtă perioadă de timp, de asemenea a fost pastor. E cumva, aș spune, provocatoare și intrigantă pentru cititor această viziunea a lui Ellen Watts, faptul că până la urmă un preot, un pastor ajunge să ia cunoștință cu sistemul de gândire filozofic al budismului zen și cumva să îl aducă prin seminariile, prin conferințele pe care el le-a ținut în lumea occidentală, în Europa și în America, să le aducă în fața publicului larg, să spunem undeva la începutul anilor 60, chiar până la începutul anilor 70. În primul rând, trebuie să spunem că Ellen Watts era familiarizat cu gândirea orientală încă dinainte de a deveni pastor. Cele două calități au putut să meargă în cazul lui împreună. Tocmai pentru că Ellen Watts înțelegea puțin altfel dogmele creștine, fără să le trădeze. Pentru a merge împreună cu el, pentru a avea acces la această perspectivă deloc revoluționară, aș spune chiar tradițională, asupra creștinismului, vă invit să citiți volumul Contemplație, care în engleză se cheamă Behold the Spirit.
e o distanță foarte mare între titlul englezesc și titlul românesc, însă nu s-a găsit o echivalență mai bună. De ce spun o perspectivă tradițională? Pentru că în această carte Elon Musk nu face decât să decojească percepția asupra creștinismului. Să decojească de multe preconcepții, de multe mituri în sens anglosaxon, de multe abitudini ale gândirii noastre leneșe. Pentru a ajunge la acea tradiție mistică esențială. În carte sunt amintiți și citați cu tot respectul cuvenit Sfântul Dionisie Areopagitul, Meister Eckhart, Rosenbrock, ca și mistici mai noi, dar foarte interesanți. Este citat, de exemplu, marele poet creștin britanic Chesterton. Este citat Berdiaev, Nicolae Berdiaev, în calitate de ortodox, este o încântare să citești acest volum. Îl recomand tuturor creștinilor, mai ales creștinilor ortodoxi, care au curajul să treacă dincolo de ceea ce citesc pe net despre Elon Musk, pe site-ul ortodox. Pe site-urile acelea ortodoxe, unde se vorbește exclusiv despre întâlnirea nefericită dintre Elon Musk și părintele Serafim Rose. Sigur, fără să-l vorbim de rău pe Serafim Rose, dar oamenii merită să-și facă o părere despre Elon Musk citindu-i opera, ascultându-i conferințele care sunt pe YouTube cu duium. Dar sigur, trebuie să faci ceea ce în engleză se numește a quantum leap. Pentru a ajunge de pe malul, între ghilimele, creștin ortodox, pe celălalt mal, unde ne așteaptă Elon Musk, care fără să ne convertească la vreo altă religie, nici el nu s-a convertit vreodată la budism, ne oferă o perspectivă înnoitoare, proaspăt, discutabilă, probabil. Dar tocmai pentru a o discuta, trebuie să o cunoaștem în propriile ei elemente, propriile ei coordonate. Nu să o privim sub perspectiva cuiva care probabil era de la început ostil doctrinelor orientale. Aș vrea, cu permisiunea ta, dacă se poate, să dau citire câtorva rânduri despre Elon Musk. Mie mi s-au părut remarcabile, le-am primit de la tine, care începe, mă rog, cu aceste rânduri, cu un motto.
a lui Mircea Eliade, spunând că cred că Ellen Watts n-a renunțat cu adevărat la preoție, a căutat doar o altă cale de a transmite omului modern, omului contemporan, ceea ce oamenii din alte epoci numeau Dumnezeu. Spui tu, la un moment dat, Ellen Watts nu propovăduiește, nu promite, nu amenință. El nici măcar nu ține cu tot din adinsul să convingă. Ellen Watts, atât de frumos scritul, Ellen Watts nu are nimic de vânzare. Citindu-i cărțile sau ascultându-i conferințele și emisiunile, nu vei descoperi vreo formulă sigură pentru a-ți mântui sufletul, pentru a te îmbogăți sau a fi longeviv. Ellen Watts nu este un guru. El nu mizează pe veșnicie, iar paradisul îi se pare un loc tare plictisitor. De altfel, artiștii creștini s-au întrecut să-l prezinte în culori cât mai aseptice, serbede și monotone. Aș vrea puțin să comentăm și aceste rânduri. Da. Există o conferință de-a lui Ellen Watts unde el compară medicul cu maestru spiritual, mai ales acel tip de maestru spiritual care mișuna prin vestul Europei. În vremea lui și în vremea noastră și au început să mișune și pe la noi. Acești maestri spirituali între ghilimele. Zice Ellen Watts, în vreme ce doctorul, dacă are un bolnav, îi dă tratamentul trebuincios și e bucuros să-l vadă vindecat și să-l vadă plecat din cabinet sau din spital, maestrul spiritual îți spune întotdeauna că mai ai ceva de aflat. Vrea să te țină prin preajmă. Și lui Ellen Watts această atitudine îi se părea necinstită. La marginea excrocheriei sau chiar o excrocherie în sine. Pentru că, zice el, un maestru spiritual nu are de ce să te țină mai mult decât e necesar în jurul lui. Și el tocmai asta a făcut. Le-a dat oamenilor un punct de vedere fără să facă vreo sectă, vreo nouă religie, fără să aibă prozeliți. Da, el nu avea prozeliți. Fără să facă vreo năzbâtie de genul acesta. Era pur și simplu bucuros să împărtășească oamenilor un punct de vedere. Iar oamenii puteau să facă ce doreau ei cu acest punct de vedere. Și asta mi se pare extraordinar la Ellen Watts. Că nu-și aroga vreo originalitate în emiterea acestui punct de vedere. Pur și simplu, am citit niște lucruri, am practicat cât am practicat și am ajuns la niște concluzii. Vi le împărtășesc. Faceți ce credeți voi de cuvință cu ceea ce vă dăruiesc. Această lipsă a fanatismului mi se pare remarcabilă la Ellen Watts. El convinge tocmai pentru că nu dorește cu tot din adinsul să convingă. Nu îți spune dacă nu mă crezi vei arde în focul nestins al iadului. Și tocmai din această cauză convinge, sau cel puțin pe mine m-a convins. Până și practica spirituală, zenul sau tot restul,
Și aici mi se pare un element foarte specific de Ellen Watts. Până și acele practici spirituale, yoga, zen, pot fi sau pot deveni în funcție de motivația care le stă la bază, pot deveni apanaje ale egoului. În engleză e o expresie pe care nu îndrăznesc să o traduc, adică nu știu să o traduc mulțumitor în română. Ego trip. Până și aceste tehnici spirituale, oricum eu am dubii asupra respectivei sintagme, până și aceste tehnici spirituale pot deveni niște ziduri care să te închidă. Și Ellen Watts a sesizat ca puțin alții acest pericol. Și trebuie să-i fim recunoscători. Păstrând și acum prospețimea transformatoare ce îi străbate paginile, duh și contemplație reprezintă argumentul neobosit al lui Ellen Watts în favoarea rolului important pe care îl poate juca religia mistică în lumea actuală. Inspirându-se din experiența sa de fost preot, Ellen Watts explică cu meistrie cum intuiția religiilor orientale, în special cea a budismului zen, poate fi incorporată în doctrinele creștinismului occidental, dând astfel posibilitatea oamenilor de orice credință să se bucure de o relație mai adâncă și mai plină de sens cu spiritualul în vremurile tulburi cu care ne confruntăm acum. Cum ai comenta aceste rânduri? Pentru că noi am mai avut o discuție și mi-aș dori cumva ca discuția spumoasă pe care am avut-o înainte de această înregistrare să se regăsească și în discuția noastră. Și cititorii Herald și mai ales cei pasionați de filozofia lui Ellen Watts să aibă parte de ea. Ce considera Ellen Watts că îi lipsește creștinismului atunci când spunea că este o religie moartă? Să pornim de la lucruri foarte concrete. Ellen Watts spune într-o altă carte, în autobiografia lui, că în momentul când creștinul intră în biserică, își lasă corpul la ușă. E, asta ne dă o idee despre, hai să nu spunem ce lipsește creștinismul, ci mai degrabă ce lipsește perspectivei actuale, care e foarte departe de ce au vrut Sfinții Părinți. Până la urmă, viața modernă ne sărăcește fără să ne dăm seama, ne sărăcește puterea de a percepe lucrurile și de a ne percepe pe noi înșine. Deci, Ellen Watts spunea că în momentul când creștinul intră în biserică, își lasă corpul la ușă. Pe de altă parte, nu este vorba nici pe departe, nici de cum să integrezi în dogmele creștine niște elemente care au apărut în cu totul alt context spiritual, cultural și așa mai departe. Ceea ce face Ellen Watts în duh și contemplație este să pună în paralel anumite texte ale unor mari
mistici creștini. Cu texte din tradiția Zen. Și să atrag atenția că practic se spune același lucru. Deci fără niciun fel de amestecare, de sincretism între cele două tradiții, reprezentanții de frunte ai lor au ajuns la aceleași concluzii. Lucrurile astea se uită voit în creștinismul modern, pentru că din motive pe care nu vreau să le detaliez aici, este preferată o perspectivă exclusivistă. Religia noastră e singura adevărată, deci pentru a vă mântui sufletul trebuie să o practicați. Sigur, această perspectivă e din ce în ce mai discutabilă. Adică, sunt din ce în ce mai mulți tineri care, din păcate, resping cu totul creștinismul. Tocmai din pricina exclusivismului. Și e păcat. Și e păcat mai ales că noi ca români și ortodoxi nu avem alternativă. Nu avem alternativă la creștinismul ortodox. Și nici Ellen Watts n-a îndemnat vreodată creștinii, evreii sau orice altceva, pe oricine altcineva să-și părăsească propria tradiție. Deși el este cunoscut acum mai ales drept vulgarizatorul tradițiilor orientale, Zen. Sigur, a fost așa ceva. A fost popularizatorul acestor tradiții și a reușit, dacă vrei, cvadratura cercului. A reușit să fie accesibil. Să vorbească într-un limbaj accesibil, fără a văduvi cu nimic conținutul metafizic, conținutul de semnificație înaltă a acelor doctrini. Mircea Eliade vorbea despre puterea lui de divinație, puterea lui Ellen Watts. Ceea ce nu înseamnă că Ellen Watts ghicea evenimentele din viitor. Și mai degrabă că din două, trei cărți bine alese, aparținând unei anumite tradiții, el reușea să recompună în capul și în sufletul lui atmosfera și coordonatele principale ale acelei tradiții. Din acest punct de vedere, putem spune că Ellen Watts avea puterea divinației. El ghicea structura unei anumite tradiții din câteva cărți. De altfel, mă surprinde întotdeauna foarte plăcut curiozitatea lui Ellen Watts. El a citit cărți din domenii extrem de diverse și din tradiții extrem de diverse, de la cabală până la sufism. Și, numai de zen și de yoga, de psihologie. Tocmai
asta îi conferă plurivalența. Tocmai din această pricină reușea el să vorbească tinerilor americani pe limba lor. Mântuirea nu este ceva de căutat într-un viitor eschatologic, deși el nu nega acest viitor eschatologic. Dar mântuirea este, în primul rând, o miză pe care o găsești, dacă o găsești în prezent. Și Alan Watts ne spunea că principala sau una dintre marile defecte ale perspectivei este a occidentale, mai ales anglosaxone, este că împlinirea de orice fel e întotdeauna împinsă spre un viitor. Astfel încât omul este, dacă se poate spune așa, rupt din prezent. Elon Musk ne demonstrează că nu se poate așa ceva. Practic, nu-l poți rupe pe om din prezent. Dar îl poți face să fie cu mintea în altă parte. Ceea ce este foarte grav. Foarte grav și îl rupe pe om de la singura realitate la care poate avea vreodată acces. Clipa prezent. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Alan Watts, Duh și Contemplație. Am să vă mai arăt încă o dată cartea la cameră. A fost alături de noi traducătorul acestei cărți, Marian Stan. Îi mulțumim foarte mult pentru informațiile prețioase și, bineînțeles, îl așteptăm la alte discuții despre alte cărți ale acestui personaj fascinant, Alan Watts, unul dintre cei mai mari gânditori britanici. Cum vă spuneam la începutul intervenției noastre, nu uitați despre campania online desfășurată pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe site-ul editurii Herald, Alan Watts și Înțelepciunea Nesiguranței. Intrând pe site-ul editurii www.editura-herald.ro găsiți toate titlurile lui Alan Watts, cele publicate cu o reducere substanțială. De asemenea, un gând, o întrebare, un comentariu, cel mai interesant comentariu din partea dumneavoastră, din partea cititorilor Herald, va fi premiat cu o carte la alegere din această colecție și, de asemenea, nu uitați de concursul de pe pagina de Facebook a editurii Herald. Mulțumesc încă o dată, Marian Stan, Duh și Contemplație, Alan Watts. Noi ne vom da întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles, vorbind despre o altă carte din seria de autor Alan Watts. Să aveți o zi. Sper că am stârnit interesul. Apetitul. Sigur. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție, o zi frumoasă în continuare și, bineînțeles, dacă tot am vorbit despre Alan Watts, lectură plăcută. La revedere!